Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Întârzierea îi se datorează exclusiv invitatului meu de astăzi, primarului din orașul Petrila, domnul Vasile Jurca, cel care, cred că din cauza traficului infernal în orele prânzului din Valea Jiului, a ajuns mai târziu. Este bine mai târziu decât niciodată. Asta ca să înțeleagă de respectatorii de ce am intrat mai târziu decât de obicei. Sunt multe probleme în administrația publică locală și încerc să îmi înțeleg invitații. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce mai faceți? Ce să facem? Muncim în perioada asta. Greu pe drumurile astea. Unii sunt în concedii, mai așa, noi încercăm să ne facem treaba acolo în administrație. Deci, avem multe lucrări la Petrila, ne-am confruntat cu probleme și în urma ploilor care nu mai contenesc de, cred că, o lună și jumătate. Dar mai iese și soarele din când. Da, din când în când. Dar n-au fost probleme așa mari cum am avut în 2016. Ați fost în concediu. A fost 5 zile plecat. Unde îi place primarului din Petrila să meargă în concediu? Sunt sigur că e o întrebare pe care v-ar adresa-o mulți dintre cei care ne privești. Și eu sunt curios. În general, primarii din Valea Jiului prefer alte țări decât România și nu este condamnabil, țin cont că la acest moment cred că în Grecia sau în Turcia este mai ieftin decât pe litoralul românesc. N-am fost nici în Grecia, nici în Turcia, am fost în Germania, n-am fost pe litoral, am niște prieteni care sunt de mai mulți ani acolo și unul dintre ei a fost în țară acum și mi-a lăsat apartamentul 5 zile să locuiesc acolo, deci am avut și un bonus pentru cazare. V-a căzut bine. Da, și am fost în undeva în zona de la Freiburg, aproape de... Ce v-a impresionat cel mai mult în Germania în zilele petrecute acolo? Ordinea, disciplina și curățenia. A cetățeanului sau o ordine insuflată de autorități? Cu siguranță e o ordine insuflată de autorități. Acolo regulile se respectă. Eu chiar mi-am trimis persoana la care am stat o fotografie de la radar pentru că am depășit viteza în Freiburg cu 9 km peste limita admisă, m-a prins un blitz, cum îi spun ei, și mi-au trimis acasă la domiciliul de unde era mașina fotografia cu 15 euro amendă. Deci ei sunt foarte serioși, foarte riguroși în chestia asta. Bineînțeles că au și lucrurile bine la punct, puse la punct, în sensul că nu te duci să te târguiești, de exemplu, pentru radar cu polițistul. Ai depășit, îți vine acasă amenda și ești obligat să o plătești. Bineînțeles, și pe partea de administrație publică la fel, acolo nu poți să parchezi unde vrei tu, nu poți să arunci gunoaiele pe stradă sau ai mâncat o ciocolată și arunci hârtia pe jos, pentru că imediat apare cineva și te bate pe umăr și îți scrie o mică amendă de 50-100 de euro. Deci asta mă impresionează la ei și în general îmi place să merg în Germania și în Austria. Sunt niște țări foarte bine organizate din punct de vedere administrativ și mentalitatea celor care locuiesc acolo e un pic diferită față de noi. Cu siguranță acum cei care ne privesc spun cu ce veniți din aceste vizite, cât se poate implementa într-un oraș din Valea Jiului, într-un oraș precum Petrila, din cele văzute acolo. Eu zic că se poate implementa, e mai greu, dar se poate și vă dau niște exemple așa concrete vis-a-vis de Petrila. Vă dau exemple ce am reușit să facem în acest an. Pe forțe proprii, pot să spun așa, începând de din 2016, când am preluat mandatul, am mărit un pic numărul de personal în direcția tehnică, am angajat mai mulți muncitori și în regie proprie am reușit să punem la punct câteva zone din oraș. Am început în partea de sus, la cap de linie, aproape de cap de linie Lonea, în parcul Decebal, l-am amenajat muncitorii primăriei, l-am pavat, am înierbat, am pus băncuțe, eu zic că e un parc foarte, foarte frumos. La fel, în zona unde avem Troița Eroilor, de lângă poliția din Petrila, și zona aia, dacă mergeți și o vedeți, eu zic că arată cât de cât cum arată și parcurile din afară.
Deci chestia asta încet, încet aș vrea și îmi doresc să o implementez în orașul Petrila, adică zonele verzi și cartierele să fie bine organizate. În 2016 viceprimarul a intrat un pic în forță vis-a-vis de bările de covoare, de gardurile metalice care erau prin zonele verzi ale blocurilor. Mulți cetățeni au fost deranjați, dar am încercat să le explicăm că în afară nu sunt garduri de fier, de plastă de sârmă, bare de covoare la fiecare scară și oamenii au dus mai bine decât noi, dar la noi e un pic mai greu cu mentalitate, dar eu zic că încet, încet lucrurile pot să aibă o altă conotație și la noi. Și sunt, să știți, sunt oameni în oraș care aderă și le place să aibă ordine. Uite, acum îmi vine în minte, cred că blocul 23A de la strada Minei, chiar la intrare înspre Mina Petrila, undeva în partea dreaptă, ultimul bloc pe partea dreaptă, e un cetățean acolo, dacă mergeți în zona aia o să vedeți. Acum am și asfaltat și strada și trotuarele și zona blocului, omul ăsta în fiecare zi e acolo, o curăță, o cosește, ăsta arată extraordinar de bine. Așa mi-aș dori să arate în zonele verzi din jurul blocurilor peste tot în orașul Petrila. Ar fi bine nu doar în orașul Petrila, în întreaga vale a Jiului, în continuare există această problemă legată de mentalitatea oamenilor, de modul în care înțeleg să aibă grijă de ce este în jurul lor, pentru că am văzut exemple și în Petroșan, discutam chiar ieri cu primarul municipiului Lupeni, Lucian Rezmeniță, există această problemă și la Vulcan. Sunt zone știute unde ori de câte ori te duci să ridici deșeurile, observi că cetățenii au depozitat și în afara spațiilor dedicate, chiar dacă tomberoanele sunt goale. În jurul unor blocuri, repet, din fericire nu este o chestiune care se poate generaliza, dar punctual există astfel de locuri. Mă gândesc în municipiul Petroșan la blocul din Colonie, la blocul de asistați social. Și acolo sunt câteva persoane care nu înțeleg că trăiesc în anul 2018, că trăiesc într-o colectivitate unde sunt și copii, unde sunt și persoane vârstnice. La fel se întâmplă în Lupeni, la Vulcan, cum spuneam, la Petrila. Țin minte că într-un an am fost la Petrila, am mai dat acest exemplu cu unul din colegii mei, eram cu primarul de la acel moment, Ilie Păducel. Treceau gunoaiele, ajungeau la etajul 1, un bloc în cap de linie. Nu știu ce s-a mai întâmplat și dacă situația este la fel acolo, însă avem o problemă de mentalitate, iar dumneavoastră aveți o problemă, autoritățile locale, de amenzi. Da, dar amenzile nu rezolvă în mare parte problema, pentru că sunt unii care au zeci de milioane sau zeci mii de lei sau chiar au trecut de 10.000 de lei vechi amenzi și pentru asta nu, adică nu mai sunt deranjați. Amenzile astea sunt primite nu numai de la noi și de la alte instituții, să zic așa. Deci există o categorie de oameni care nu impresionez nici cu amenzile. Și mare parte din cei care locuiesc în zona din cap de linie Petrila înțeleg mai greu un pic că trebuie să se integreze și să păstreze curățenia și... Dar, cum am spus, încet, încet și prin schimbul de generații care timpul aduce, vrem, nu vrem, oamenii se mai schimbă și dintre ei o parte au mai fost afară, au văzut cum merg lucrurile acolo, cum ce fel de civilizație e acolo. Și mai contează din punctul meu de vedere foarte mult și educația. Pentru că acolo unde ai oameni care au o anumită pregătire, e normal să ai și o calitate și a vieții și a confortului urban și a tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Unde educația este la un alt nivel, la un nivel mai jos, e normal să fie și probleme.
Dincolo de aceste lucruri, există și o altă problemă la nivelul administrațiilor publice locale. Sigur, aceste lucruri, aceste chestiuni nu țin de strategie, însă sunt atât de importante pentru că ele fac parte dintr-un set de probleme care ține de educația omului, distrugerea mobilierului stradal. Știu că există sume importante alocate în acest sens, sunt zone devastate și spun acest lucru având responsabilitatea termenului de derbedei care nu înțeleg rostul unor bănci dintr-un parc, rostul unui mobilier de joacă pentru copii, nu de puține ori, acestea fiind distruse. Am văzut parc în Petroșani distrus, acum 2 ani parcă un parc din aeroport. Se întâmplă și în Lupeni, se întâmplă și în Vulcan, la Uricani, la Petrila. Da, așa este și vis-a-vis de mobilierul urban. Avem probleme, dar în mare acolo am reușit să punem ordine, adică la momentul ăsta avem o acoperire destul de bună prin camerele de luat vederi pe care le avem montate în oraș și am reușit în mare parte, în proporție, zic eu, de 80-90% să identificăm pe cei care au distrus și să recuperăm. Cu unii chiar ne-am dus în instanță, la alții le-am făcut plângere. Și când au văzut că lucrurile sunt luate în serios, au venit, au plătit și și-au cerut scuze. Am constatat chiar zilele astea un lucru așa mai, să zic așa, neplăcut, în sensul că în parcul copiilor, unde noi am făcut o investiție destul de serioasă, am achiziționat niște module de joacă noi și performante și ultramoderne, zic eu, și chiar în momentul în care am intrat în parc, o mămică m-a chemat și mi-a arătat o cupolă de la un topogan care era spartă și se vedea că era lovită intenționat chiar în mijloc. Lucrul ăsta chiar nu pot să-l înțeleg, pentru că nu e normal să te duci cu copiii în parc și să, nu știu, să distrugi sau să observi ca părinte că copilul, nu știu, distruge sau face altceva și să nu iei nicio măsură. Mai mult decât atâta, tot în acea zonă am montat un shock pad, adică un teren sintetic cu burete, pentru că cei mici să nu se lovească, să poată juca acolo și chiar dacă mai pică pe jos să nu se lovească. Chiar eu eram acolo în parc și era un bunic cu nepoțica, ea era cu o bicicletă din asta micuță și intra pe teren. M-am dus așa, la un moment dat nu știam cum să procedez, că mi-era la jenă, dar m-am dus, m-am pus lângă el pe bancă și l-am rugat să îi spună la copil să nu mai intre pe ăsta, pentru că el se rupe. Dacă intri cu biciclete, interzis să intri cu biciclete, cu trotinete, cu din asta pe genul ăsta de teren. Deci aici avem o problemă și oamenii, din păcate, nu sunt responsabili, pentru că sunt niște bunuri ale tuturor și dacă mă duc în parc și mă simt bine și mă recrez, nu e normal să și protejez, ca să l-am și peste o lună și peste un an de zile să am unde să mă duc. Așa ar trebui, zic eu, să gândim. Dar, din păcate, nu înțeleg uneori, deci nu gândesc că parcul ăla e public, adică e al nostru, e al tuturor cetățenilor din orașul Petrila și atunci avem și dreptul de a ne simți bine acolo și de a ne juca, dar avem și obligația să fim responsabili, adică să păstrăm ceea ce-i domeniul public. Indiscutabil, ușor de zis, greu de făcut. Până când nu veți trece, știți, cred că funcționarul public din Germania nu este mai amabil pentru că este neamț. Este mai amabil pentru că trăiește într-o societate unde regulile sunt respectate, unde, dacă nu își respectă fișa postului, plătește. În România e când cum, știți că America e țara tuturor posibilităților și România este țara unde totul e posibil.
Cât de mult poate primarul strânge cu patentul un funcționar public? Strânge cu patentul, între ghilimele. Că de foarte multe ori vi se reproșează acest lucru. Da, există pârghii, dar ele sunt, trebuiesc, cum să zic eu, anticipate și parcurse foarte mult timp, deci nu pot să iei o măsură direct cu un funcționar public, adică dacă el a făcut o greșeală sau nu respectă anumite reguli, nu pot să zici, de mâine te-am dat afară. Deci lucrurile sunt un pic mai complexe, chiar foarte complexe. Există, prin lege, ești obligat să sesizezi o comisie de disciplină care cercetează, care ulterior îți propune, ca și în calitate de conducător, ce măsură ar trebui să iei. Dacă ești mulțumit, poți să dispui ce a propus comisia, dacă nu, poți să te duci să faci altceva, adică să iei altă măsură, dar în momentul ăla există riscul unei contestații, chiar te poate da în judecată funcționarul public. Inclusiv pentru că mai există încă o pârghie, să zic așa, la sfârșitul anului, la momentul la care se face evaluarea funcționarului public, dacă el primește calificativul nesatisfăcător, cred eu, legea zice că poți să-l dai afară. Dar și acolo există o problemă, pentru că el te poate da în judecată să-ți demonstreze că el și-a făcut treaba, că nu are nicio problemă și tu ai făcut un abuz vis-a-vis de persoana lui sau de... Dar, mă rog, acum depinde și de situație, pentru că mai sunt și alte pârghii, să zic așa, neortodoxe, în sensul că în momentul în care în Consiliul Local ai o majoritate, poți să reorganizezi, să restructurezi și atunci și prin modul ăsta poți să elimini niște funcționari care nu-și fac treaba. A, mai ales că întotdeauna primăriile, administrațiile publice moștenesc o zestă pe care o îmbunătățesc. Există clientelă care trebuie angajată. Evident, când se schimbă primarul, vine cu clienții lui care cumva sunt suprapuși pentru... Uitați-vă la organigramă administrațiilor publice locale din Valea Jiului, mult prea încărcată, cel puțin în anumite locuri este... Se calcă în picioare, am văzut birouri unde nu mai încap oamenii de atâția funcționari. 4-5 locatari. Nu mai e loc pe lângă pereți. La Petrila cum stau lucrurile? Da. Ce să zic... Probabil în unele compartimente, servicii, sunt mai mulți, dar în altele zic eu că ar mai fi nevoie. Păi de ce nu le organizați? Mai mult decât atâta, și legislația e atâta de stufoasă și de complexă, încât nu faci față dacă nu ai... Și vedeți că nu poți, de exemplu, nu poți înlocui un economist cu, nu știu, cu cineva de la un IT sau cineva care a făcut administrație. Deci pe fiecare segment din administrația publică trebuie să ai oamenii calificați pe domeniul respectiv. Deci dacă vorbim de o relocare, de reorganizare, se mai poate aici colo să-i mai muți dintr-o parte în alta, dar nu, zic eu, nu așa masiv sau integral. Eu zic că la structura pe care o are primăria și Petrila, pot să spun că în proporție de 90% e moștenită de la fostul primar, care în 20 de ani, cred că în primăria orașului Petrila, nu știu dacă mai există 2 sau 3 persoane care n-au fost angajate de către fostul primar. Restul sunt toți angajați în perioada în care el a fost primar, dar până la urmă asta nu e o problemă. Dacă oamenii își fac treaba, în 2016, da, am angajat, nu știu acum exact, cred în jur de 3-4 persoane. Nu e nicio problemă, că nu e nimica de ascuns. Și mai mult evident, decât, dar asta, să fie, eu nu încercam dar, să... Deci prima angajare... Nu încercam să ascund. Păi, de asta, ca zis, să las. Nu las, discutăm, dacă vreți. Ați angajat 4 oameni, foarte bine. Problema este, de ce nu i-ați dat afară pe cei care sunt în plus? Păi v-am spus de ce, pentru că nu legea e mai complicată. Nu vei la îndemână. Unul la mână și doi la mână, sunt uman și eu mă gândesc la un moment dat și altfel. Na, da. Asta e. Încerc să-l îndrept pe om. Eu nu cunosc situația de la Petrila, dacă însă
sunt oameni în plus, trebuie să luați măsuri. Mă întreabă cineva, vă aștept mesajele, doamnelor și domnilor, emisiunea poate fi urmărită și pe canalul de YouTube Mondo TV și pe pagina de Facebook. Sunt cetățeni care ne urmăresc și în mediul online. Primim mesaje, vă aștept și telefoanele 0254 54222. Este numărul de telefon cu tarif normal, unde vă aștept să sunați, să interveniți în direct. Mă întreabă cineva, de ce nu îl întreb pe invitatul meu de astăzi unde sunt WC-urile din parcul din Petrila? Pentru că nu am ajuns în dreptul acestui subiect. Sigur, fiecare om are o întrebare despre care crede că este cea mai importantă. Același cetățean mă întreabă curățenia din Petrila, deratizarea. Dacă ascultați mai atent, chiar în prima parte a emisiunii am discutat despre acest lucru. Unde sunt WC-urile? Eu pot să vă răspund o întrebare. Domnul care vă întreabă din Petrila, dacă nu știe, pentru că... Mă gândesc că dacă îi pasă de WC-urile din parcul din Petrila, e din Petrila. Păi eu vă întreb pentru că noi lucrăm la un WC public în parcul din Petrila și imposibil să nu se vadă. Unde lucrați, că... numai dumneavoastră știți sau chiar... Nu, de asta vreau să vă spun. Construcția e vizibilă chiar și din stradă. Și la momentul ăsta cred că a ajuns la centură. Urmează să fie turnată centura și să înceapă construirea acoperișului. Avem o toaletă publică pentru care, la fel, pe care o facem în regie proprie, în parcul copiilor, pentru că am considerat că este o necesitate. Nu avem în zona centrală a orașului, am avut niște toalete din astea din plastic pe care le-au vandalizat, le-au spart, am cumpărat vreo 3 sau 4 pe care le-au spart toate și atunci am hotărât să construim o toaletă publică în centru, undeva în zona, în spatele parcului copiilor, care pot să o folosească și copiii de la parc, cei care merg la parc și, bineînțeles, și cei care au treabă în zona centrală a orașului. Da, este o investiție importantă. Lipsesc două elemente de foarte multe ori. Aceste toalete publice lipsesc oamenilor din Valea Jiului. Sigur, s-au mai rezolvat între timp, cel puțin la Petroșani sunt. Există și în parc, există și în zona de nord a Petroșanului și erau acele cișmele de apă. De unde omul putea bea o gură de apă. În Petrila mai aveți cișmele. Da, în Petrila avem una în parcul copiilor pusă de apa serv. Într-un proiect pe care l-am avut împreună cu ei, cred că în 2017, la începutul anului, ei ne-au ajutat și au amenajat o parte din acel părculeț, au construit am reamenajat fântâna arteziană și o cișmea de apă potabilă. Numai pe aia o aveți? Nu, mai avem una și în parcul de la Decebal din cap de linie Lonea, de care vă spuneam la început, la fel acolo părculețul ăla l-am amenajat și am pus și cișmea publică. Deci cei care... Da, dacă nu săpați câteva fântâni, să aibă oamenii cu ciutură, cum era pe vremuri, să bage găleata să bea apă, că uneori ție sete, nu toți își permis să tragă la o terasă sau... Da. Există și astfel de probleme. Din păcate, doamnelor și domnilor, asta pentru a puncta ce s-a întâmplat astăzi în Valea Jiului, a avut loc un cumplit accident în subteranul minei Lupeni. Din păcate, un om și-a pierdut viața, a fost surprins de o surpare, citesc, de pământ în mina Lupeni. Unul dintre cei doi oameni implicați a fost adus în viață la suprafață, cel de-al doilea, din păcate, spun din păcate gândindu-mă și că este un om tânăr, nu a supraviețuit. Este trist ce se întâmplă, este și mai trist însă, sau este trist cum încearcă unii să exploateze aceste tragedii. Am fost vehement împotriva celor care au politizat, de pildă, accidentul de la mina Petrila, atunci când țara era condusă de liberali și de democrat liberali. Să feștești un
accident în culoare politică, să folosești un astfel de moment în rețelele de socializare. Mi este scârbă, mi este silă de acest gen de oameni care politizează în momente ca acestea. Există probleme în subteranul din Valea Jiului. Dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să ne punem serios întrebarea dacă aceste mine, la starea tehnică la care se află acum, ar trebui să mai funcționeze. Sigur, când se întâmplă o tragedie în subteran, pot spune această întrebare. Dacă însă ar veni un om politic sau cineva din administrație și ar spune la un moment dat minele trebuie închise pentru că nu mai sunt sigure, acesta și-ar încheia și cariera politică și cariera administrativă. Văd în continuare acest talibanism în rețelele de socializare. Se întâmplă aici, în Valea Jiului, ori de câte ori la putere sunt liberalii și se întâmplă un accident, trebuie trași pe roată. Acum la putere sunt cei din Partidul Social Democrat. Toată lumea a aplaudat că mina Lupeni este menținută în activitate. A fost un val de entuziasm când mina Lupeni s-a decis să-și continue activitatea. Acum înțeleg că sunt responsabili cei din Partidul Social Democrat. Sigur, ei sunt la putere și trebuie să-și asume responsabilitatea pentru multe din cutumele acestui complex energetic Hunedoara. Cu siguranță va fi o anchetă și lucrurile nu mai stau așa cum erau pe vremuri. Vedeți că au fost oameni care au plătit cu ani grei de pușcărie anumite momente din istoria acestor accidente, însă, repet, este nefiresc să politizăm astfel de momente, să încercăm să ne folosim de moartea unui om pentru a atrage capital electoral într-o anumită zonă. Este, repet, foarte grav și încetați cu aceste ordinării propagate, repet, mai ales în rețelele de socializare, pentru că, așa cum spunea Umberto Eco, Facebook-ul e ulița satului unde tot prostul strigă. Neexistând nicio reglementare, pe Facebook, în principiu, poți să spui orice despre oricine fără a prezenta niciun argument. Există procese câștigate deja, însă mecanismul este destul de greoi. Dacă aveți responsabilitate, dacă sunteți oameni așa cum vă pretindeți responsabili, încetați cu aceste manipulări odioase, pentru că mă îndoiesc că dacă în cazul accidentului de la Petrila, de pildă, dacă la guvernare erau alții decât liberali, ori democrati liberali, acel accident nu se întâmpla. Ține de foarte multe lucruri și există acum o întrebare pe care o adresez din nou. Mai trebuie menținute aceste mine în funcțiune așa cum se prezintă ele acum din punct de vedere tehnic? Părerea mea este că e una din întrebările la care responsabilii ar trebui să răspundă fără teama că vor plăti electoral. Îmi spunea cineva la un moment dat despre mina Lonea. Ferească Dumnezeu cum lucrăm aici. Doar Dumnezeu ne ferește de o tragedie și spunem acest lucru de 10 ani, nu de 4 ani. Publicitate, revenim, avem, înțeleg, și un telefon pe fir. Haideți să luăm telefonul și apoi pauza publicitară ca să nu facem omul să aștepte. Bună seara! Bună seara! Uite, aș vrea să pun și o întrebare, domnule primar. Vă rog. Petrila, locuiesc aici, Petrila. Stau în blocul 28, blocul al patrulea de la PNI, care nu este făcut, s-a făcut atâtea blocuri în Petrila și blocul acesta pur și simplu cade. Și nu înțeleg de ce nu se face. Da. Deci blocul 28 este prins într-un program de reabilitare termică. Solicitarea de finanțare este depusă la ADR din decembrie 2017. E în evaluare. Așteptăm până când vom primi contractul de finanțare. După ce primim contractul de finanțare, putem să facem lucrările la blocul 28. Lângă... Dar puteam măcar să faceți izolate pe anul acesta, pentru că blocul cade. Blocul, da, până la etajul partierului.
Vă rog să mă înțelegeți că dacă ar depinde de mine, am începe mâine lucrările acolo, dar sunt niște proceduri. Adică dacă vrei să obții niște fonduri europene, trebuie să întocmești o documentație, să o depui la cel care îți finanțează și după aia totul depinde de ei. La momentul ăsta, blocul dumneavoastră se află depus, v-am spus, din decembrie 2017 la ADR Vest, la Timișoara. În momentul în care o să primim contractul de finanțare, cu siguranță o să vă anunțăm și public și personal pe cei de la blocul 28 și se va trece la următoarea procedură de achiziție de lucrări. Ați văzut că la blocul 14 am reușit și el e aproape finalizat, va urma și 28-ul, dar nu pot să vă spun un termen dacă vom reuși să îl facem anul ăsta sau anul viitor. Dar de făcut se va face 100%. Publicitate, doamnelor și domnilor, revenim 0254-542-222, numărul de telefon unde vă așteptăm intervențiile. Bună seara! Primarul orașului Petrila, domnul Vasile Jurca, vă așteptăm telefoane 0254-542-222, numărul de telefon cu tarif normal, numărul de telefon unde puteți suna, puteți întreba, puteți sugera anumite lucruri. Spuneți-mi cât din ce ați promis în campanie electorală ați împlinit până acum, la jumătatea lui 2018? Păi cred că jumătate din ce am promis am făcut. Aia mai ușoare? M-aș luat așa de mai... N-am făcut un procent sincer cât, dar ne străduim. Ne străduim zi de zi să facem ceea ce am promis în primul rând. Și pe lângă sunt și lucruri pe care nu le-am promis și sunt necesare să le facem pentru localitate și deci eu zic că ne facem treaba la primărie, că de asta ne-am dus acolo. În mare parte am intervenit, zic eu, foarte mult pe partea de infrastructură pe oraș, unde au fost multe neajunsuri, pot să spun, pentru că zone destul de mari din oraș nu erau asfaltate, nu erau parcări. Am reușit în 2017 să obțin o finanțare prin PNDL destul de mare și la momentul ăsta se lucrează. S-a lucrat și anul trecut, mai puțin anul trecut. Nu de la PDL, de la PNDL. PNDL, prin Planul Național de Dezvoltare Locală, pus la dispoziție de Guvernul României, la începutul anului 2017. La momentul ăsta lucrăm în strada Prundului și continuăm, avem mai multe proiecte. La fel am dat o chestie care ne-am asumat-o în campania electorală, am dat deja ordine de începere pentru construirea două grădinițe noi, una în cap de linie, în Lonea, în curtea școlii numărul 2, Ana Colda, și una la Ide Sârbu, în spate la SC Edil Urban, grădința veche, o de rămân și construim una nouă. La fel pentru școli, avem depuse proiecte încă din 2016, la sfârșitul 2016, pe reabilitare termică, școala 2, școala 5, școala 1, școala 6, liceu și spitalul, care sunt în precontractare. Eu zic că într-o lună de zile aceste să semnăm contractele, o să le facem toate școlile și urmează să ne mai ocupăm de partea de dotări. Dacă vreți să vă mai spun o chestie pe care ne-am asumat-o în campanie, bazin de not în curtea școlii numărul 5, la fel este în procedură de licitație la CNI, am obținut finanțare pentru el. Eu sper ca până la finalul mandatului să fie funcțional bazinul de not.
și multe alte proiecte. Dacă vreți, continuăm. Am putea și continua, dar e vreme și pentru asta. Bună seara! Bună seara, să trăiți, domnul Dragotescu! Și dumneavoastră! Sunt de la Vulcan Cazămeri. Da. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, când aveți o audiență, am niște probleme personale ca să discut cu dumneavoastră. Când aveți drum prin Petroșani, sunați la redacție, luați numărul de la colegele mele și vă aștept cu drag. Dar nu-i numărul ăsta? Numărul ăsta e foarte bine, sunați pe numărul ăsta de telefon cu o seară înainte. Când aveți drum prin Petroșani, să nu veniți numai pentru asta și eu vă aștept și stăm de vorbă. Dar vineri aș putea să duc la dumneavoastră. Vineri, veniți vineri. Dar sunați-ne mâine ca să nu intervine ceva. Dați mâine un telefon până în ora 17. Până în ora 17. Da. Pe ce stradă este? Vă spunem noi tot la telefon când ne sunați. Bine, vă mulțumesc, să trăiți. Cu drag, sănătate. Da. Ce faceți cu telefonul la mână? Uite și eu la mesaje. Am înțeles, sunt de bine? Numai de bine. Spuneți-mi, vă este frică de Păducel, că va candida în 2020. A apărut această ipoteză că Ilie Păducel, primarul orașului Petrila până la venirea dumneavoastră, ar putea candida în 2020. Sunt și colegii ai dumneavoastră încântați de acest lucru. Știți că nu vă iubește toată lumea în Partidul Social-Democrat. O frică politică, evident că din punct de vedere fizic, acum sigur nu v-ați luat la trântă. Dar din punct de vedere politic, așa, aveți o... Deci, doamne, să ne înțelegem. Nu mi-este frică de absolut nimeni, în afară de Dumnezeu. Nici măcar deci de viceprimarul dumneavoastră? Frică, în rest nu mi-e frică de nimeni. De viceprimar, vă e teamă? De viceprimar. Care putea să întoarcă la un moment dat. Nu, pentru că nu. Vorbim. Acum vă spun, viceprimarul nu va întoarce nimic. S-a creat această idee falsă, zic eu. Deci și falsă. Acest curent, da. Eu zic că vom face echipă și o să vedeți că în 2020 o să mergem tot împreună la Petrila. Pentru că lucrurile merg bine și dacă merg bine, nu cred că nu vrea nici el să le strice și nici eu. Ei, da, dar știți că lucrurile merg bine, dar merg atât de bine pentru unii și atunci ar putea fi... deci, nu vă temeți de eventuală candidatura lui Ilie Păducel? Da, doar am candidat împotriva lui în 2016 când el era pe funcție. Da, și la Petroșani, Carol Schröter fiertat la un moment dat a pierdut și a revenit. Da, pentru că cel care a fost... Trebuie să aveți grijă. Primar, după ce a pierdut Schröter, n-a reușit să, mă rog, să se ridice la nivelul Schröter, probabil. Da. Dar eu zic că noi ne batem acolo și chiar încercăm să facem multe lucruri pentru oraș și... Sunt sigur că această întrebare o au mulți pe buze, dar nu toți își permit să pună ce întrebări. Vedeți, eu nu am o problemă. Foarte bine și chiar e în regulă să discutăm... Deci cu Curtea nu aveți probleme, trageți la aceeași căruță ca și în 2016. Cu siguranță. Dacă cumva nu îmi spuneți adevărul, vă voi reproșa acest lucru peste vreo 9 luni, 12. Deci eu vă spun adevărul de asta la, de la momentul ăsta. Bun, nici eu nu știu altceva. Nici eu nu știu altceva, dacă dumneavoastră spuneți că se alimentează acest fond. Înțeles. Nici nu cunosc motive pentru care ar trebui să ne despărțim sau acum el dumneavoastră ați fi locul 2 la nesfârșit. Pe bune. Acum dumneavoastră încercați așa să băziți dumneavoastră. Dar nu cer să băzi. Nu cred că nu se pune problema. Un om care știe să pune întrebări. Domnule, îmi place să cred. Haideți să vă explic un pic vis-a-vis de locul 2. Dar v-ați resemnat să fiți viceprimar o viață? Nu suntem locul 1 și locul 2. Suntem o echipă acolo. Da. Da, am văzut că ați făcut așa. Dar să trecem lucrurile așa merc, da? Deci eu nu cred mai lipsa să-mi spuneți altă întrebare după modelul Iordache. Nu. Viceprimarul nu cred că se simte acolo că e pe locul 2. Am înțeles. Deci viceprimarul nu dorește să fie primar. Am înțeles. Suntem o echipă acolo, deciziile le luăm împreună. Dacă există, se întâmplă de multe ori și eu să mai greșesc sau să nu înțeleg unele lucruri, le corectăm, el la fel. Am înțeles. Da. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună
seara, domnul Drăgătescu. Bună seara, domnul primar. Bună seara. Mă numesc Ștefan Adrian. Mă cunoașteți, sunt din blocul o persoană 30... cu handicap, cu ambele picioarele tăiate. Da. Am tot făcut apel la primărie, am făcut la Consiliul Județean, peste tot, unde a fost posibil, pentru un mijloc de transport de la Petri la Petroșani, Petroșani-Deva, care să aibă rampă pentru persoane cu handicap. Da, pentru cărucior, să putem urca și noi să mergem. Asta este o mare problemă. Da, domnul Ștefan, din păcate transportul din Petrila și cel județean nu are, aceste dotări. Dar pot să vă dau o veste bună, dacă puteți să mai aveți răbdare un an, un an jumătate, în Valea Jiului va fi implementat, mă auziți? Dar dumneavoastră mă auziți că eu într-un an, un an jumătate o zbet. Pentru că eu trebuie să ajung la opticlinica. Da, am înțeles. Eu vreau să vă spun că urmează într-un an jumate să avem o linie de autobuze electrice, începând de la Cimpa. Aia se tot spune. Dar nouă ne trebuie un mijloc de transport acum, în situația noastră. Eu, de exemplu, dacă trebuie să fac niște analize, în Petrila nu le pot face. Da, da, le puteți face, domnul Ștefan. De ce nu le puteți face? Avem... Am analize speciale, nu am. Avem ce avem aici, în Petrila, e nimic, exact nimic. Nu e adevărat. Deci avem la ambulatoriu centru de analize. Deci, și la Deva, la optii, la infoma, domnule. Da, în mod evident... Am probleme cu inima. Am probleme neurologice. Am avut AVG-ul. Eu trebuie să ajung la spitalul din Petroșani, n-am cu ce. Da, cred că punctual, domnule primar, adică punctual, nu se poate purta o discuție, că nu sunt foarte multe astfel de cazuri, cu cei de la ambulanță. Da, și da, vă aduc mâine, că știu că e ședință la clubul din Petrila. Da. Și o să vă aduc din legea scrisă, din monitorul oficial, că primăriile au obligația împreună cu transportatorul să asigure mijloacele de transport. Just. Legea e actualizată în 3 ianuarie 2018. Primăriile care sunt emitente de autorizații de transport, dar la noi lucrurile sunt puțin diferite, pentru că este un transport interjudețean, se face între două localități și autorizația de transport se emite de către Consiliul Județean. Da, am înțeles. Consiliul Județean, domnul primar. Știți ce se întâmplă? Deocamdată, nu e muncitor prost, dar știm să citim ce o lege. În cazul de față, domnule Adrian, în cazul de față, cred că ar trebui până la rezolvarea acestei probleme. Domnule, am făcut la Consiliul Județean. Am ajuns, am făcut și la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. A spus că e obligația Consiliului Județean și a primăriilor. Da. Punctual, cumva, să rezolvați problema acestor oameni. Noi am la club cu actele doveditoare. Și răspuns, eu până în 2019, luna a 6-a, eu orbesc dacă nu-mi fac analize și să nu mă duc la spitalele unde trebuie. Da. Deci punctual, pe domnul Ștefan l-am ajutat. Am făcut rampă de acces la... I-am făcut rampă de acces în scara blocului, am făcut rampă pe scară până la casă. Mulțumesc frumos pentru rampa de acces în scara blocului. Dar cu mijloacele de transport nici cum nu se poate. Da, și aici, eu cred că s-ar putea cumva rezolva. Să facem o rampă la agenția asta, Ciolano, sau cum o cheamă, care are Petrila cu ei, cu transportul.
Nu poate să facă ceva. Și a trebuit discutat cu transportatorul, un transport pe zi, pentru asta, să fie asigurat. Împreună cu primăria poate face așa ceva. Normal ar trebui să aibă o rampă din asta mobilă, care să o bun, ține undeva atunci, în spate, ar trebui cineva la momentul la care vine cineva. Purtați și... o discuție, purtați o discuție. Eu vă spun, mă leg în lanțuri, vin la primărie, rog pe cineva să mă împingă până acolo. Și mă leg în lanțuri de ușa primăriei. Da. Da, este un caz într-adevăr. De deja de 2 ani și ceva, mă rog, m-am rugat și de domnul Păducel. Acum am ajuns, m-am rugat și de dumneavoastră. Mi se dă că în 2019, nu în așa, azi ani. Da, este o problemă indiscutabilă, mare și nu e un caz singular. Am mai auzit în Valea Jiului această chestiune. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Da, vă mulțumim pentru... Am văzut la fel și la domnul Răzmeliță, la domnul senator. Și ce a spus? Dânsul n-am reușit încă, a dat numărul de telefon doamna de la Mondo. Dânsului și încă nu am fost contactat. Încă nu ați fost contactat. Vom încerca și noi să luăm legătura cu senatorul Cristian Răzmeliță, să vedem ce se poate face. Casa de Cultură în Petrila, că știu că este ședință. Da. Este foarte important. Mulțumim pentru telefon. Este foarte important ceea ce spune domnul Adrian, pentru că nu este un caz singular și ce se întâmplă cu acești oameni. Cum se pot deplasa dincolo de rampele astea, care sunt o... un lucru complet inutil. Sunt instituții în municipiul Petroșan unde nu poți urca un om sănătos cu picioarele pe ele. Așa sunt unghiul de înclinație. Am văzut în foarte multe locuri. Am spus că la un moment dat chiar voi încerca această experiență cu un om într-un cărucior. Să vedem pe câte astfel de rampe se poate urca. Este foarte greu. Pe de altă parte însă, punctual pentru acești oameni ar trebui făcut ceva, discutat cu cei care au câștigat licitația pentru a efectua transportul, să aibă tot ce le trebuie pentru a veni în sprijin lor. Gândiți-vă că sunt oameni care au nevoie de analize, care au nevoie de servicii medicale, care au diferite necesități. Da, o să am o discuție cu cei care efectuează transportul, dar autoritatea asupra lor nu am. Doar dacă găsesc așa pe calea mirabilă înțelegere de la ei să facă chestia asta. În mod normal trebuia probabil în caietul de sarcini, când s-a licitat traseul, să se pună această condiție. Probabil a fost omisă sau... Da, cred că există obligație legislativă, ce să fie omis. Bun, dar dacă nu, să zicem că la Petrila nu s-a pus, dar e vorba de... Trebuie să vedem ce scrie în lege. Transportul... Mărturisesc că nu știu la acest moment, dar o să întreb și eu și o să urmărim acest subiect cu interes, pentru că este inadmisibil un om să nu poată ieși din casă. Să încercăm să găsim o soluție până când... Bună seara! Bună seara, domnule! Da! Pentru domnul primar... Cine e acolo? A făcut frumos în Petrila... Dar sunt mașini care vin de sus la cap de linii pe aleele astea care le-a făcut domnul primar foarte frumoase, trec mașinile în sus și nu mai circul pe șoșele. Circul pe aleele respective și le distrug de acum începe să le distrug. De 4 zile care mai sunt. Da. Dar cu cine stăm de vorbă? Cu neai din Petrila. Am înțeles. Da, și-a notat, văd că invitatul meu. Mulțumim. Da, am înțeles. E vorba de aleile pietonale, că intră cu mașinile pe ele? Da, domnul primar. Trec cu mașinile de sus la cap de linie la parcările astea, pe aleile în jos până la blocul 21, până în jos trec la piață, bârlii. Deja sunt mașini care sunt mai mari, în care că peste ele, știți cum a spus dumneavoastră, pământ pe acolo? Da. Trec peste pământul ăla care l-a spus oamenii. Da, păi în zona aia erau montate niște țevi ca să nu... Da, să... da, erau montate niște dali. O să le remontăm, cred că, înapoi, ca să nu mai intre, dacă... Foarte bine, domnule. Da. Mulțumesc, bine. Sănătate. Vă mulțumesc și eu, sănătate. Țara lui Papură Vodă, ce se întâmplă? Sunt niște alei pietonale care au o lățime de 2 metri, cred, fac accesul înspre piață. Poliția locală, nu vedeți? Pe spatele școlii asta. Numărul 5. Da, acum nu sunt tot timpul în zona respectivă. Dar unde sunt?
dacă ajunge omul să spună la televizor lucrurile astea. Orașul e mare, da. Avem foarte o patrulă de doi oameni pe schimb, vă dați seama. Păi nu, dar cred că aceste lucruri se perpetuează, ele sunt cunoscute. Că și dumneavoastră păreți să știți ceva. Da, știu, pentru că în zona respectivă erau montate niște, de ce nu știe poliția? Niște țevi la distanță de un metru sau un metru și ceva, nu puteai să intri cu mașina. Dar în momentul în care noi am am demontat acele țevi. Dar o să le, păi puneți la loc. De o ce să le punem la loc. L-ați dus la fier vechi sau ce da. Bună seara! Bună seara, domnul director. Tiberiu mă numesc, din Petroșani. Da. Pentru domnul primar. Cândva, domnul primar, am stat și eu în Petrila, în blocul 27, când în 33, 36, 27, 26, 27 stăteau oameni, nu animale, știți ce e acolo. Ce aș vrea, degeaba facem blocuri frumoase pe din afară și în interior casa scărilor e dezastru. Domnul director a pus problema că multe primării au mulți angajați și așa mai departe. Nu vreau să spun orașul, pentru că acolo e un neam de-a meu primar și după aia zice că-l aud. Faceți un birou cu două persoane, nu sunt împeti la miliarde de blocuri, care să meargă de la bloc la bloc, să facă ședințe cu locatarii. Domnilor, casa scării, vă dăm 30 de zile să zugrăviți. Nu vreți, cine nu vrea să pună bani, amenzi usturătoare. Că deja le izolăm noi și le facem frumos pe din afară și pe scata scării în dezastru. Pentru că deja vor 5 și nu vor 20. Sau vor 20 și nu vrea 3. Ar trebui un birou care să se ocupe, dar asta e și pentru ceilalți primari, care se ocupe de aspectul scărilor, blocurilor în interior. O altă problemă vis-a-vis de Căprioara, cum se spunea mai mult, aveți chiar blocul ăla cu niște ornamente de beton pe acoperiș sus. Eu știu ce schelete salea de beton. Știți unde spun? Vis-a-vis de parc. Da, știu unde e complexul cu frizeria și fosta cofetărie. Da, da, acolo, da. Se pui date jos, arată ca nu cam perete. Da. Arată ca nu cam perete. Pe bun, e urât, e urât, e urât. Na. Eu n-am mai fost în Petrila nu știu de când, dar astăzi am fost la un prieten, l-au fost vecini și când mă uit acolo scheletele alea și casa scării la blocul în care am fost deplorabil. Zice, bă, zice, nu putem, zice, nu vor câțiva și asta e. Atât am avut. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim pentru telefon, domnule Tiberiu. Importante lucruri. Dar numai se și poate face, pentru că vis-a-vis de construcții pe bloc, ele sunt proprietatea oamenilor. La da, dar aici mai e o problemă, ați cu asta cu proprietatea oamenilor. Văd garduri și la intrarea în Petroșean, la intrarea în Lupeni și la intrarea în Petrila. Noi garduri la intrarea în oraș, da? Cum intră drumul național. Există cetățeni care și le-au făcut și le-au vopsit cu bani mai puțin, mai mult, dar sunt aranjate. Nu? Sunt unele, praf și pulbere. Sunt garduri făcute din ce a adus vântul la gospodării. Un capac de WC-ul, două țambere. Nu arată cum trebuie. Nu pot sub nicio formă fi constrânși acești cetățeni să își facă curățenie, să își facă garduri. Este totuși intrarea într-un oraș, într-un municipiu. Intrarea în Petrila chiar este frumoasă, asta dinspre tunel. Cu acel părculeț, mă rog, abstract așa, dar... Mă bucur că apreciați. E un părculeț. Acel părculeț l-am amenajat eu când eram viceprimar. Dumneavoastră da. Sau primăria? Eu. Dumneavoastră ați pictat da, pe acolo? Nu, de pictat o pictat domnul Barbu, pe care eu l-am rugat să mă ajute. Și la intrare în oraș, exact cum spuneați dumneavoastră și acolo era vorba chiar de domeniul public, erau tot felul de indicatoare, trei da. Indicatoare cu Petrila, niște stâlpi puși aiurea. Și ați făcut rânduială. Da, am făcut un pic de rânduială, niște panouri care spuneau ce proiecte europene s-au finanțat, le-am luat, dacă uitați în dreapta, sunt puse acum la calea ferată, le-am luat toate de acolo, le-am mutat, mai era un panou pe care l-a regăsit. Bun, am înțeles. Ați înțeles. Că da? Acum, vis-a-vis de domeniul public se poate face o ordine. Când vorbim de proprietate, lucrurile sunt un pic mai sensibile. Există, aia încercam să vă spun, prin legea 50, posibilitatea să îi...
sancționez sau să-i amendez pe locuitorii care stau la strig la strada principală și care nu își zugrăvesc sau nu își tencuiesc imobilele, deci pe strada principală. Și probabil aici ar intra și gardurile și alte construcții. Dar în rest, dacă e vorba de proprietate, nu pot să iei pur și simplu nicio măsură. Deci dacă ai intrat acolo, secunda 2 poți să spună plângere pentru tulburare de posesie. Nu pot să cred că poți să faci orice. E proprietatea ta în mijlocul orașului și nu știu. E vorba că poți să faci orice, dar nu pot eu să mă duc să-i impun unui proprietar să-și repare gardul. Și dumneavoastră aveți niște garduri acolo. Da, de fapt nu sunt ale dumneavoastră, că e pe raza unității administrativ-teritoriale de la Petroșani până la tunel, nu? Da, da, da. Că sunt și pe acolo niște garduri, adică nu e în regulă. Sunt grădinile oamenilor. Și asta e imaginea. Intrarea în oraș. Nu știu, dați-le pe sub mână 2 metri cub de scândură de pe undeva să facă gardurile. Zic și eu. Ultimul telefon din această după-amiază. Din această seară deja. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună! Traian din Petrila sunt. Să trăiți! Și dumneavoastră. O întrebare pentru domnul primar al lui. Da. Da, vă ascultăm. Ce face cu ziarele, domnul primar? Că nu mai citi nimic în Petrila. Da. O problemă pe care inclusiv taică mi-a reclamat-o, cred că de un an de zile. Chioșcul de ziare din centrul orașului s-a închis. Se pare că firma care îl deține și administra a intrat în faliment și vă rog să mă credeți că am vorbit cu mai mulți oameni și de presă și comercianți să vină cu un chioșculeț acolo, dar îmi spun că nu își permit să plătească un vânzător care să vândă doar ziare acolo, pentru că ziarele se vând din ce în ce mai puțin, toată lumea așa informațiile din mediul online, din televiziune, de pe internet, de pe rețele de socializare și ziare se vând foarte, foarte puține. Deci asta e, și probabil și din cauza asta cei care au avut acel chioșc au dat faliment. O soluție de compromis... Altul investitor, nu poate să vină să facă el... Nu rentează, domnul Traian. O soluție de compromis... Dacă îmi permiteți, ar fi să discutăm la un magazin din zona centrală care vinde și alte produse, să își facă un raion sau să aibă pe o teșghea și ziarele. Este greu distribuția. Dar inclusiv, din păcate ați văzut că inclusiv librăria din Petrila s-a închis și tot pe aceeași, pentru același motiv, pentru că nu era rentabil să o mai ține deschisă. Deci nu reușea să vândă, să-și acopere cheltuielile pentru cei doi angajați sau trei câți avea acolo. Vorbiți la Expans acolo, că e centru sau la, cum zice acum, la Doi Pași. Da, o să vorbesc la un magazin alimentar sau acolo în zona celor care vând industriale, haine, să-i rog să aducă și ziare, să-i punem în legătură. Dar în special ce vă interesează? Gazeta Sporturilor, reviste? Gazeta Sporturilor, Clicul, este ziarul Văjiului. Da. Ziarele locale, da. Ziarele locale și din astea, și centrale, da. Da, dar mai ales deci, locale. Asta ar fi soluția, domnul Traian, să încerc să lămuresc un om de afaceri de acolo din zonă care are un magazin și să aducă acolo și să-i facem informare publică și să le puteți lua de acolo. O să încerc lucrul ăsta în perioada următoare. Sănătate și numai bine. Vă mulțumim pentru telefon. Cam asta a fost totul pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Mâine de la ore 16, o altă ediție, sper la fel de interesantă. Mulțumesc că ați venit. Deci în concediu nu mai plecați. Cu plăcere. Poate să mai merg în concediu, dar mai încolo. Nu în vara asta. Nu, cred că în vara asta, nu știu dacă mai reușesc. Către toamnă, încolo, cine știe, către iarnă. Schiați? Da, schiez. Schiați? Da, chiar dacă mă vedeți așa mare, schiez. Și încă schiez de când aveam, nu știu, 6-7 ani. Alte sporturi? Alte sporturi. Fotbalul? Fotbal nu. Nu? Fotbal nu.
Acolo chiar cred că aș fi pericol public. Tenis. I-aș pune în pericol pe coechipierii mei. Coechipierii, nu, dar pe adversari. Da, și pe adversari. Da. Mulțumesc că ați venit la această emisiune. Doamnelor și domnilor, asta a fost totul. Valea Jiului se amorțească probabil în august. Se întâmplă și în România de o bună bucată de vreme. August e luna concediilor. Pleacă toți încolo, încoace. Noi sperăm să-i lămurim să participe la aceste discuții din fiecare după-amiază, pe cei pe care i-ați ales, pe factorii responsabili din Valea Jiului. Vă reamintesc că este foarte important să ascultați și radio Mondo FM pe 90.1 sau pe internet mondofm.ro. În această perioadă doar muzică populară, pentru că mulți dintre dumneavoastră ne-ați cerut acest lucru. Așadar, pe 90,1 FM sau pe internet mondofm.ro. Ne vedem mâine de la orele 16. Să aveți o seară bună și lipsită de griji. Thank you.